Senatoarea Steliana Miron vine cu soluții pentru finalizarea șoselei de centură. Aceasta cere guvernului să aloce 10% din valoarea masei lemnoase exploatate în județul Suceava pentru șoseaua de centură a municipiului Reședința de Județ. Steliana Miron consideră că este inadmisibil ca bogățiile noastre să fie exploatate la sânge, iar pentru investiții să revină o sumă foarte mică alocată. Senatoarea Steliana Miron a adresat o întrebare în acest sens ministrului transporturilor Ramona Mănescu. Săptămâna trecută am făcut o întrebare în plenul Senatului, prin care am întrebat ministrul transporturilor, pe doamna Ramona Mănescu, ce părere are de centura Sucevei, întrucât toate lucrările s-au, în momentul de față, s-au stagnat. De aici mi-a venit ideea, întrucât în județul Suceava se face o mare exploatare de lemn, ar fi normal ca 10% din masa lemnoasă exploatată să intre în consiliile locale din județul Suceava. Astfel s-ar da și posibilitatea ca să se termine această șosea de centură, întrucât ar intra foarte mulți bani la consiliile locale. Și de aici, dacă ar fi un procent de 10%. Steliana Miron consideră că șoseaua de centură a municipiului Suceava este cea mai importantă investiție din ultimii 23 de ani și este păcat ca din cauza lipsei de implicare a celor care ar trebui să aloce banii, lucrările să stagneze și, mai rău, să nu fie finalizate nici anul acesta.